State din Vaslui nu mai au acces la alimente după ce drumul a fost acoperit de ape. În unele locuri apa ajunge și la un metru, iar pompierii au fost în zonă, dar au spus că nu au ce să facă până nu se retrag apele. Paul Ciurar este în Berezeni, în Vaslui, și vine cu datele. Care este situația acum acolo, Paul? Bun găsit! În continuare, Mușata, Râncen și Stuculeț sunt trei localități care practic sunt izolate din punct de vedere rutier. În clipa de față, autoturismele nu pot trece de acest tronson de drum care este acoperit de ape și, de asemenea, undeva în spate, la circa 800 de metri, este din nou o porțiune mare de drum care a fost înghițită de ape. Situația este încă de azi noapte, însă de pe la ora 6 dimineața drumul a fost pur și simplu închis de autorități. Sunt la fața locului cei de la Poliția Rutieră, au venit de dimineață cei de la ISU, s-au uitat ce se petrece aici. Inițial au vrut să pună un baraj făcut din saci de nisip pentru a nu permite apei să pătrundă pe carosabil, însă era mult prea târziu, motiv pentru care s-au retras. Practic, cei de la ISU au venit și s-au tras destul de rapid. Au rămas doar cei de la Poliția Rutieră, care îi îndeamnă pe șoferi să nu se aventureze în apa, care poate ajunge și la mai bine de jumătate de metru, pentru că este în scădere, într-adevăr. Scade, însă scade foarte, foarte lent. Cele trei localități, așa cum vă spuneam, sunt izolate din punct de vedere rutier. Ar mai fi căi de acces, însă sunt drumuri de pământ care sunt extrem de periculoase acum, ținând cont că au fost precipitațiile din ultimele zile. Aceste drumuri nu sunt accesibile nici măcar cu căruța. Sunt oameni care așteaptă să vină câte o mașină de teren sau chiar și un tractor, am văzut, a chemat un localnic pentru a-i trece de această porțiune de drum să ajungă acasă. Însă mașinile de utilități, cum ar fi mașina care a adus pâine sau mașina de poștă, pur și simplu au stat aproape o oră, după care au făcut cale întoarsă și nu au mai așteptat. Aici, în ritmul în care scade apa, va mai dura încă câteva ore, însă în continuare, oamenii sunt furioși pentru că nu a venit nimeni din autoritățile locale sau nu vine nimeni să dea o explicație ce s-ar putea face pentru ca să faciliteze accesul în cele trei localități mult mai rapid. De asemenea, mulți dintre copiii care trebuiau să ajungă la școala din centrul de comună astăzi nu au mers la ore pentru că microbuzul școlar nu a putut ajunge să îi preia în această dimineață. Așadar, situația rămâne în continuare încordată aici la Berezeni. Drumul județean 244 este blocat pe mai multe porțiuni după ce apa a inundat pur și simplu. Și să mai sublinez un singur lucru. Tot acest luciu de apă care îl vedeți aici, acum 5 zile nu exista. Timp de 30 de ani nu a fost deloc apa aici, deși pe vremuri a fost un iaz, pe vremea aceea pe ului aici era un iaz, însă în ultimii 20-25 de ani aici era doar un islas comunal, iar tot acest luciu de apă s-a adunat în urma ploilor din ultima perioadă. Mulțumesc, Paul Ciurar, iar veștile proaste continuă pentru că hidrologii au emis în urmă cu puțin timp o nouă avertizare de cod roșu, inundații pentru râurile din județele Iași, Vaslui și Galați. Aceleași zone, vine din nou potopul acolo. Alături de noi, domnul Daniel Onofrei, este prefectul din Vaslui. Mulțumesc, domnule prefect. Am văzut de la colegii noștri că aveți multe probleme acolo cu drumuri care nu mai sunt accesibile. În acest moment, care este situația? Bună ziua! Deci nu avem drumuri blocate la această oră. Chiar puțin mai devreme am încheiat o ședință a Comitetului Județean pentru situații de urgență. Unde în teren, colegii mei spuneau că n-au putut să meargă pe acele drumuri. Colegii dumneavoastră, acum ce care fac? Sunt acolo? Nu, tocmai, vă întrebam. Păi și eu vin, acum o oră am trecut pe acolo. Și e totul bine, nu mai... Bineînțeles că da. Bineînțeles că da și n-aș avea de ce să exagerez o trecere peste. Sunt imaginile filmate cu drona, nu știu dacă le vedeți. Noi avem imagini cu drona acum, cu drumurile inundate. Asta vă întreb, ce facem? Spuneți ceva și eu spun altceva. Și hai să vedem care... Și se uită românii, da, și înțeleg... M-a sunat ca să-mi cereți un punct de vedere. Dacă nu mi-l permiteți, nu are rost să discutăm pe... Vi-l permitem, domnule prefect. Noi vă arătăm niște imagini, noastră ne spuneți, vă rog. Bun, și eu vă spun, și asta v-am confirmat, că a existat această mică problemă. E pur și simplu un lac de acumulare care a revărsat puțin la un moment când încă existau precipitații. De dimineață, de la ora 4, nu mai sunt precipitații. Soluția era să pregătim saci cu nisip, după care să așteptăm, bineînțeles, ca apa să se retragă în mod natural. Nu avem altfel de posibilități. În afară de această problemă de la Mușata,
Asta vă spuneam, că nu avem la această oră, nu mai avem niciun drum blocat, nici județean, nici național, nici european. Ce pot să vă spun este că acum în seară de oră am solicitat Ministerului de Interne și Guvernului avizarea declarării stării de alertă. Deci sunteți într-o stare de alertă. Există începând și de acum acest... o seară de oră, da. Da, stare de alertă acolo. Există acest cod roșu de inundații prelungit. Avem afectate în jur de 20 de OAT-uri, mai precis 19, cel de puțin până la ora da. Asta, nu, OAT-uri, comune. Da. Și un oraș, orașul Murgen și 18 comune. La această oră, efectiv, se lucrează la îndepărtarea apei din gospodării. Nimic altceva mult mai deosebit sau mai dramatic. Avem pregătite două tabere pentru sinistrați, una la Huș, una la Bârlad. Chiar avem toată tehnica și toată resursa umană, astfel încât să asigurăm intervenție oricând și oriunde. Ați fost anunțați că ar putea să vină din nou precipitațiile și există măsuri suplimentare pe care le luați așa încât să nu fie și mai grav? Da, ca măsuri suplimentare avem, am stabilit acum la ora 2 o videoconferință cu toți primarii de pe această zonă afectată, urmând să am informații la fiecare moment din toate zonele, astfel încât să putem interveni în timp util. Mulțumesc, domnule prefect. Vedem și imaginile din dronă. Dumneavoastră spuneți că situația este sub control. Așteptăm să vedem cine ajunge la dumneavoastră, că înțelegem că și domnul Ciucă și domnul Predoiu sunt toți pe teren și o să ajungă și în Vaslui. Să sperăm că rezolvați problemele și vedem și această atenționare. Imaginile arată că sunt încă zone inundate. Mulțumesc, Cătălin Onofrei. Așteptăm mai multe de